Bună dimineața și bine v-am găsit. Că schimbați foarte des și că aveți premii multe și participări pe afară la tot felul de... Da, mulțumim lui Dumnezeu, chiar suntem ok. Competiții deja sunt, nu mai sunt spectacole. Nu sunt deja competiții pentru că există și un fel de premier. Da. Ce ne-ați pregătit pentru perioada asta la Cirque Variete Globus? Avem un spectacol Cei Trei Muschetari, un spectacol cu diverse forme din arta circului, unde găsim și un număr de contorsionist, numărul cu care am venit aici, pe care știm că este un spectacol iubit și admirat de toată lumea, iar artistul care urmează să vă prezinte acest număr la dumneavoastră în emisiune vine din Moscova și o să vă uluiască cu flexibilitatea sa. Aveți mulți artiști de circ de prin alte părți ale lumii? Da, avem un număr de sârmă înaltă, avem invitați din Columbia, mai avem din Kirghizistan un număr de jonglerie, din Ucraina, o dresoare. Deci este un spectacol internațional. Multicultural și internațional. Când putem vedea spectacolul? Sâmbăta la ora 15, duminica la ora 11 și 15. Două spectacole duminica pentru aceia care... Da, două spectacole. Sâmbăta 1, duminica 2. Vom vorbi mai multe despre reprezentațiile de la Cirque Variete Globus. Înainte, dați-mi voie să vi-l prezint pe Alexander Batuev. Este din Rusia, este din Moscova, este invitatul alor noștri într-un număr de contorsionist absolut spectaculos. Acum, la Neața! Alexander Batuev, din Rusia, invitatul celor de la Cirque Variete Globus. Îmi plac tot mai tare momentele astea. Câștigătoarea Nexa de anul ăsta a avut un număr de contorsionist absolut spectaculos. Cu Ștaica este ceva senzațional. Salut! Hello! Vorbim? În ce limbă vorbim? Engleză. În engleză. You are from Russia, from Moscow. How old are you? I'm from Russia, from Moscow. I'm 25 years old. 25 de ani. For how long do you do this? De cât timp faci chestia asta? I created this act 5 years ago. De 5 ani.
You were a gymnast before? Erai gymnast înainte? No, I was not gymnast. I'm from streets. I did parkour before and then I start to stretching a little bit. Am făcut parkour, știți, alergarea aceea și cățărările repetate, un sport care și în România a început să prindă. Cred că sportul putem spune deja. După care a văzut că este suficient de flexibil să fac așa ceva. Un număr de contorsionist, spun direct la Neața, deja mie mi s-a dislocat umărul doar privind asta. Trebuie să ai și gene pentru așa ceva. Trebuie să ai calitățile native ca să faci așa ceva. Nu orice... Nu cred că un trapezist nu poate să facă asta. Nu, deși, nu. Eu am fost trapezistă și sigur nu pot să fac asta. Da? Sigur. Dar nici el nu poate să facă ce făceai tu la trapez. Cred că da. Vă facem încă o invitație, sâmbăta și duminica, sâmbăta de la ora 15, duminica de la ora 11 și 15. Vă așteptăm la spectacolul Cei trei muschetari. Cei trei muschetari pentru astfel de numere, plus invitațiile care vă vorbeam. Arta circului merită aplaudată în picioare. Vă mulțumim frumos pentru susținere și pentru aprecieri. Duminică sunt convins că îmi fac și eu timp să trec pe acolo. E prea frumos spectacolul ăsta ca să nu îl văd pe aia.